Este extrem de greu să scapi de obiceiurile proaste și extrem de ușor să renunți la obiceiurile bune. Consumi această băutură zilnic fără să știi cât de rău îți face. Băuturile carbogazoase sunt o travă din paharele a milioane de români și afectează direct organismul. Foarte multe persoane nu știu ce efecte negative are consumul de sucuri acidulate asupra organismului uman. Potrivit cercetătorilor, băuturile carbogazoase sunt o travă din paharele a milioane de români și afectează direct organismul. Ce se întâmplă cu corpul tău dacă consumi sucuri acidulate? În primele 10 minute, un pahar de suc conține 10 linguri de zahăr, ceea ce reprezintă 100% din doza zilnică. După 40 de minute, cafeina din suc este absorbită complet. Mai mult, fluxul sanguin crește, iar ficatul eliberează și mai mult zahăr în sânge. Creierul uman blochează receptorii hormonali pentru adenozină, ceea ce previne oboseala. După 50 de minute, elemente precum fosfatul de magneziu, acidul fosforic, zincul și calciul conduc spre accelerarea digestiei. Mai mult, excreția de calciu din urină se limitează, iar după o oră, toate mineralele care în mod normal ar trebui să ajungă în oase, inclusiv magneziul, calciul și zincul, sunt eliminate prin urină. Toți doctorii vorbesc despre pericolul pe care îl are excesul de zahăr în organism și mulți dintre nutriționiști vorbesc despre zahărul procesat ca despre o travă modernă. Dar ceea ce puțin știu este cât înseamnă de fapt cantitatea de zaharuri pe care o întâlnim în sucurile acidulate pentru adulți sau pentru copii. Puțin știu, de exemplu, că anual pe glob mor peste 200.000 de oameni din cauza abuzului de băuturi acidulate bogate în zaharuri. Potrivit unor publicații medicale din America, unul din 100 de decese în rândul persoanelor obeze este pus pe seama consumului de răcoritoare dulci bogate în zahăr.